Președintele Klaus Iohannis a suspendat astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care Consiliul ar fi trebuit să dea aviz pentru rectificarea bugetară pe zona securității naționale. Într-o declarație publică, Iohannis a explicat că tăierile de bugete pentru serviciile care se ocupă de securitatea țării nu se justifică, în condițiile în care rectificarea anunțată este una pozitivă. Directorii serviciilor și instituțiilor ne-au prezentat situația din punctul lor de vedere, arătând foarte clar că în aceste condiții de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest guvern, în prima parte anului 2018. Iohannis a susținut în continuare că nu există altă variantă decât suspendarea ședinței. Nu s-a putut obține consens, adică unanimitate în CSAT, și nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. Având în vedere această situație, am luat decizia să suspend ședința CSAT. Iohannis a mai spus că așteaptă ca guvernul să revină cu un nou proiect de rectificare bugetară pentru zona securității naționale și să renunțe la tăierile de buget pentru instituțiile cu atribuții în acest domeniu. Președintele mi-a afirmat că este conștient de faptul că rectificarea se impune pentru mai multe domenii, iar că nu se poate pune în dificultate nici securitatea României. Imediat după decizia lui Iohannis, liderii coaliției guvernamentale, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au discutat cu premierul Viorica Dăncilă pentru a găsi o soluție la criza apărută. De asemenea, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a cerut desecretizarea stenogramei ședinței CSAT, în care s-a discutat despre rectificarea bugetară și a susținut că opinia celor prezenți diferă față de opinia pe care președintele a exprimat-o public. Guvernul a făcut recent public proiectul rectificării bugetare, potrivit căruia rectificarea este una pozitivă, dar cu tăieri de fonduri de la SRI, SIE, STS, SPP și administrația prezidențială.